Bianca Maria Andrioaie, la prima vedere, îi zice că este timiditatea întruchipată. Se deschide însă dintr-o dată când vorbește despre școală. Ea este una dintre cele două eleve din Făgăraș care a reușit să ia 10 pe linie la evaluarea națională. Sinceră să fiu, am învățat toate lecțiile la timpul lor și asta m-a ajutat foarte mult. În ultimele două săptămâni am avut doar de recapitulat. Mi-a plăcut mult să învăț și îmi place în continuare să învăț. Ce premize ai pe viitor? Vreau să obțin o notă mare la bacalaureat și, bineînțeles, să nu uit să mă distrez și eu ca orice copil de vârsta mea. Acum unde te vei duce? La ce liceu te vei îndrepta? Liceul Național Radu Negru. La ce prof? Matematică, informatică, intensivă, engleză. Unde te vezi tu peste 10 ani? Ce meserie ți-ai dori să urmezi? Sinceră să fiu, nu m-am gândit, însă mi-aș dori să fiu inginer. Bianca a învățat la școala numărul 1, sub coordonarea profesoarei Camelia Postolache. Am avut o elevă și sper să ne mai vedem și în viitor. Vorbim despre o elevă deosebită, cu rezultate deosebite și un comportament deosebit. Am insistat pe cuvântul deosebit intenționat. Bianca a dovedit, după cum spun mereu și mereu, că rezultate maxime, nota maximă, se poate obține prin muncă, conștiinciozitate și interes. Chiar și pasiune pentru învățătură. O felicit pentru asta și merită nota. Totodată, Bianca a fost una dintre elevele care cu foarte mare interes a absorbit tot ce ai, orice informație pe care am dat-o, pe care am oferit-o. Deci, într-un cuvânt, o elevă foarte conștiincioasă. Vreau să evidențiez totodată și colegii de clasă, pentru că au menținut competiția, au fost într-o mare competiție și concurs și într-o mare colaborare, elevi deosebit și ei, care au luat, bineînțeles, note de 10 la matematică și foarte aproape de 10, din diverse motive minore, s-au apropiat de această notă, de exemplu 9,90, 9,85 și multe note peste 9. O plăcere să lucrez cu astfel de elevi, o mare plăcere. Mă bucur că Bianca a avut această ocazie de a oferi acest interviu, pentru că, într-un fel sau altul, îi lipsește curajul. Îi doresc, pe lângă succes în viitor, și să fie mulțumită de ceea ce face, îi doresc mult, mult curaj și implicare, nu numai la învățătură. Eforturile Biancăi au fost susținute și îndrumate îndeaproape de părinți, care au lacrimi în ochi de fericire și mândrie când vorbesc despre reușita copilului lor. Și-a dat silința și a avut ambiție și colegii din clasă au motivat-o foarte mult, pentru că a avut o clasă excepțională, au avut numai medii mari, profesorii la fel. Deci au contribuit multe chestii la succesul ei și, bineînțeles, ea, care a muncit mult. A muncit și acum e bucuroasă, e fericită, viitorul ei se vede altfel acum. Și mulțumim și noi, suntem mândri, mulțumim că ne-a făcut mândri, ce să mai zicem, suntem foarte bucuroși. Mama Bianca îi spune că dacă ar fi să le dea un sfat părinților, ar fi acela să-și lase copilul să decidă cum își organizează timpul de studiu. Cred că ar trebui fiecare părinte să înțeleagă, în primul rând, să-și înțeleagă copilul, să lase cât de liber posibil, adică să decidă el, să-și organizeze el timpul. Pentru noi n-a fost o problemă acest lucru, deoarece ea știu foarte bine să-și organizeze timpul, a învățat când a trebuit și a învățat lecțiile la timpul potrivit. I-a fost ușor acum spre final, deoarece doar a recapitulat. A înțeles, a avut profesori foarte buni, deosebiți, de la care a avut doar de învățat. Asta zic. Deci copilul nu trebuie ținut cu strictețe să-i se impună un anumit lucru. Ar trebui cât de cât lăsat să decidă el. Cealaltă elevă care a reușit să ia 10 pe linie din Făgăraș aparține școlii gimnaziale Ovide în Sușianu. În Brașov, 30 de elevi au reușit performanța de a lua nota 10 la evaluarea națională 2020.